Domnilor, am parcat mașina și am ajuns în Alcudia. Un fel de eforie nord. Mai mult sau mai puțin ocupat. Adică față de ce e eforie nord acum, de ce sărăcie și ce cât de închise sunt hotelurile și cât de lipsă de clienți în restaurante, e cam urâtă comparația cu eforie nord, dar na. Aia e. Arată cum arăta eforie nord pe vremuri. Ha? Un hotel cu vedere la mare, apartamente ceva, lumea la plajă cu fauna locală și stă săracul la umbră. Hello. Da, e frumos la, pentru unele e frumos la București, chiar dacă sunt, chiar dacă nu stăm la București, iar ele săracele nu sunt la, nu stăm la București, iar ele săracele nu sunt românce, țipă la fel de tare ca româncele. Așa, bun. Mergem la Office de Turism. Bă, mergem. Ți-ai înghețată și vii după mine, da? Da. Bravo. Vrei tu? Mănânc de la tine. Cu pistacio? Ah, doamna și-a înghețată. Mergem un pic și filmăm aici la Beach Bar și la Beach Club. Lumea face băi, lumea face plimbări, lumea face fix ce trebuie făcut. Cam așa arată luna mai în Alcudia. Sfârșitul lunii mai, de fapt. Cam cum ar trebui să arate în România. Plajele, oricum ar fi, sunt asemănătoare. Sau cel puțin sunt asemănătoare ca și lățime, să zic așa. Deci, ideea care este? Chiar dacă ai o plajă lată, da? Organizată cum trebuie, nu este un impediment. Așa cum este în cazul nostru. Da? La noi, în momentul în care aud oamenii de plajă lată, vai domne, s-a lățit plaja și de-aia nu mai avem clienți. Nu, prietene, s-a lățit plaja și nu mai aveți clienți pentru că nu ați avut niciodată. Nu mai aveți clienți de 20 de ani, de când luați pe o noapte de cazare, cât o noapte de cazare la Monaco. Asta cred că e gen hotel comun și ceva. Ne-a sunat telefonul. Dar femeia ce tot face, domnul Ferlat, înghețata? Fauna locală este foarte bine reprezentată de către elementele feminine. În timp ce, ca și în cazul nostru al României, băieții sunt în cuiburi, ștergându-se de praf unul pe celălalt. Să mâncăm și noi una. Ya está? Sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Podéis sentar si queréis. Ah, no, qué va, nos vamos a pasear. Deci, fii atent. Te descurci cu două înghețate? Da. Așa. Da. Care e explicația pentru care ți-ai luat două înghețate și cum urmează să le mănânci, mai ales? Explicația este că eu am cerut un con mare de înghețată. Așa. Cu fistic și cu zmeură, da? Așa. Numai că cea de zmeură fiind sorbet, era foarte înghețat și nu se lipea de ăla. Așa, și nu vânduse nimic azi.
Da, și a zis că mi-o dă gratis pe aia de smeură, că oricum a făcut bola și nu mai putea să o țină. Corect. Acolo. Era de anul trecut, probabil. Și mi-a mai pus una cu mango și așa că am câștigat o bolă gratis. A, am înțeles. Păi te-a văzut cu decolteu tău, ce a zis? A zis, hai să-i dăm lui doamna, că și doamna, și doamna ne dă nouă. Nu are de ales. O luăm pe la umbră, nu? Da. Stau pe acolo. Doamna era cu soțul, nu? O luăm pe la umbră. Păi da, dar nu scrie pe fruntea mea soțul. Da, ce? Colegul de apartament? Colegul de apartament, da. Ăla care s-a dus în față. Vrei și tu? Mănânci călul ăsta? Dă-i cornetul cu ăla. Stai, jucă-l. Că nu te descurci cu două. Ia. Dar vezi că vreau să-l dai. Aha. Oameni buni, un om care se respectă, se descurcă. Da, i-am zis că nu vreau înghețată. Da, el nu vrea niciodată nimic și pe aia mănâncă de la mine. Exact. Ce rost are să dai banii pe aia? Când poți să obții gratis. Gratis nu, că am plătit. Mă rog, aproape gratis. Dai să nu, vezi să nu cași până apă. În fine, pe aici se curăță lumea pe picioare și un pic de apă, dar în principiu nu ne mănâncă apa. Aveți să mergem cealaltă capăt al plajii? Să ne plimbăm așa, să ne... Oamenilor, deci, cum am mai spus, dacă vrei și ai un pic de planificare în creier și nu urmărești doar profitul imediat, chiar dacă ai plajă lărgită sau dacă ai distanță extrem de mare până la apă, se poate turism. Și așa. Asta, de exemplu, sunt hoteluri. Stă lumea la plajă. Dacă vor, iasă oamenii pe ușile astea și au ajuns la mare. Dar noi, în loc să facă hoteluri pe plajă, să aducă turiști, să fie ca aici, au preferat să facă blocuri, să vândă la toți, mă rog, să nu le dau nume, la toți indivizii care, în fine, au făcut și un împrumut la bancă și ce să fac cu el? Hai să dau 300 de mii pe apartament în cloacă la mamaia. Ce frumos sunt copacii ăștia. Da, umbră natural. Mă rog, am plecat de la ideea cu discuția cât ți-ai dat înghețată că faptul că ai plaja lărgită, ca și aici, cum e cazul nostru, la noi la mare. Asta nu e ca aia de la mama aia, tot ce nu e un impediment. Adică ăștia nu împiedică. Nu, așa arată plaja de la mama aia înainte să lărgească. Tu ai văzut? Da, aici nu, dar mai încolo era un pic mai arată. Nu împiedică cu nimic, pentru că oamenii ăștia, de exemplu, având planificare și fiind niște oameni care se gândesc la economie, în loc să facă mastodonția de blocuri, au făcut chestiile astea, care sunt, mă rog, unități de primire și de cazare. Unități de cazare. Da. Cea mai bună înghețată este aia gratis. Indiferent ce aș spune unii. Care e cea mai bună înghețată? Din punctul tău de vedere. N-am dăm tu. Nu, aia gratis, vrei să zici. Exact, n-am dăm tu. Da. Aici cineva s-a întrebuințat să ne... să ne arate cam cum ar trebui să arate o casă cu pe plajă, da? Aici este marea. Iar aici este o casă care probabil este de închiriat, după bunul mers al lucrurilor. Da? Nu are nici termopane, nu are nici etaj. Este o casă stil mediteranean. Extrem de frumoasă și extrem de primitoare. Aș da 10.000 pe noapte să stau aici, dacă aș avea 10.000 de euro. De dat. De dat. Și dacă mi-ar cere 10.000 de euro, aș da. Ba, sta cactus. Mă rog. Da. Sporturi acvatice. Probabil că o să mergi și până la mare, nu? Că doar nu ne mănâncă mare. Știți? Cu siguranță. Tu vrești de toate nemurile. Aha. În toate țările. Palete, o plajă, civilizate, cineva face curățenie, pam pam. Mă urmezi? Să nu rămâi în urmă. Pe ce? Nu. Mergem un pic mai încolo și după aia o luăm și noi către plajă. Să ne băgăm picioarele un pic la propriu, știi ce zic? Pentru doritori, ca întotdeauna, ceva faună locală la soare. Am noroc că doamna nu înțelege ce e aia faună locală.
Aia cred că e Formentera, nu? Era o glumă proastă, bineînțeles. Nu, e tot Mallorca și cred că este chiar Playa de Palma, după cum arată. No. Nu? Păi, ai 50 km până în Playa de Palma, ce ai? Da, mă rog. Palmieri, cinstit. Poftim. Ăla-i Campicafor, lui de Domna. A, da, ăla-i Campicafor, da, corect. Da, acolo e Tonga. Mă rog, nu se vede în depărtare, dar undeva în partea aceea a imaginii. Soțul meu și geografia, baba și mitraliera. Undeva în partea aceea a imaginii, acolo se poate vedea un punct albastru. Este un hotel din același lanț cu al nostru. Hotelul, cum se cheamă? Al nostru, fiind cel la care lucrez. Cel la care lucrez eu, pardon, nu al tău. Cum se cheamă? Unde lucrez tu? Nu, unde hotelul, cum se cheamă asta, că am uitat. Tonga. Tonga Towers and Design. Un 4 stele frumos. Dacă aveți chef de all inclusiv, de ăla de calitate, vă recomand. Așa, parte din fauna locală, o altă casă mediteraneană, la fel de frumoasă. Este splendidă, da. Asta ca să vezi că dacă ai casă și nu-i faci acel gard de 3 metri înălțime și betonat, se poate, da? E un simplu gard verde. Dar uitați-vă cum arată casa asta. Aveau vedere la mare. Corect. Dacă vrei să-ți faci o casă frumoasă, nu trebuie neapărat să-i faci gardă 5 metri de beton, cum fac frații noștri. Mă rog, iar aici este o, aici vreau să ajung de fapt, draga mea soție. Este plaja pe care probabil o vom frecventa de câte ori vom avea ocazie. Și anume plaje cu pin. Pentru că noi așa, cum ne place nouă la plajă? După experiența Albania de acum câțiva ani. La umbră. La umbră și cu mult SPF. SPF 50 minim. Corect? Minim SPF 50. Și umbră. Gen aici. Ei bine, aici îmi pot petrece întreaga zi la plajă, dacă vreodată ai chef de plajă. Sunt cel mai bun prieten cu toată lumea, până în momentul în care începe să mă doară capul de la soare. Dacă a început să mă doară capul de la soare, pentru mine ziua s-a terminat. A, și asta ce înseamnă? Că nu i-am parcat în sensul care trebuie, că te cam pica forță. Ha, ce chestie! Câteva blocuri extrem de frumoase, care probabil, mă rog, sunt tot cu scop vacațional. Vacational. Și aici probabil că sunt localnici sau indivizi care trăiesc pe aici, care fac o românească, nu? Au scos și ei mesele în pădure, cu sticlele de suc, cu grătărelul, cu lădița cu suculeți și cu toate cele. Nu toată lumea are bani să meargă la Nuba, corect. Bine punctat. Bine punctat. Dracu știe cine crezi că a fost vreodată la Nuba sau la Loft. Apartamente cu vedere la mare și cu piscine proprie, în cazul în care da, aveați impresia că pe aici așa ceva nu există. Da, în cazul în care te deranjează nisipul, poți să stai la piscină. Poate apa mai caldă. Acest video este cu scop educativ. Dragi hotelieri români. Nu. Așa vă, da, așa nu. Dragi hotelieri români, nu vă faceți sânge rău. După ce veți da cu toții faliment și vor veni niște oameni capabili la conducerea turismului și a hotelurilor voastre, și plajele voastre vor arăta exact ca aici, aproape pline. Până atunci, vă dorim somn ușor. Mă sugerez.